mare. Am făcut un târgul de țară cu un mix de fructe, lucrat ad hoc, așa, și cu producătorii, să spunem, certificați și cunoscători. Vor fi, cum am și declarat, vor fi puse aceste borcane în apăstrare peste iarnă și încercăm astfel să, dacă vreți, să reconstituim modalitățile de odinioară, care sunt iată foarte valabile și astăzi, de a pregăti conservele de fructe, de legume peste iarnă, în cadrul, mă rog, beneficiind, dacă vreți, de cadrul proiectului Târgu Sitian Experiențe Autentice. Proiect care a fost gândit și câștigat pe agenda culturală a Primăriei Municipiului Sibiu, tocmai în contextul acesta de a scoate în evidență aspecte care țin de hrana tradițională, de târgoveți, de producători, de interacțiunea aceea care se crea între sat și oraș, mai ales că, dacă ne gândim, de exemplu, la Piața Mare a Sibiului, în istoria ei, ea a fost în egală măsură și un spațiu de interacțiune, un spațiu de târg, un spațiu unde se întâlneau, unde se regăseau, de fapt, în confluențe culturale, de unde se importau modele de viață cotidiană, unde se desfăceau produse. Există chiar și în arta plastică transilvaneană, da? Reprezentarea târgului sibian, a burgului și a târgului și a Pieței Mari, nu? Cu toată această moștenire culturală care se ilustra și se trăita. Running on the same old grounds with heavy fire.